Bună dimineața! Bună dimineața și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi facem biscuiți. Acestea sunt ingredientele și vom avea nevoie de 100 de grame de făină de ovăz, 60 de grame de făină de orez sau făină de ovăz, puteți spune și făină albă, apoi 5 grame de praf de copt, vedeți? Un praf de sare. Aici 50 de grame de zahăr opțional, eu nu-l pun, dar dacă doriți să fie mai dulci biscuiții, voi puteți pune. Nu pun pentru că pun aceste fructe uscate și sunt dulci. Așa, apoi vom avea ulei. 55 de grame de ulei, totul cântărit în grame, 70 de grame de lapte, apoi am mai pus 20 de grame de semințe de in și acestea sunt opțional și apoi le măcinăm bine, semințe de in, vedeți? Și le măcinăm să le transformăm în făină. Apoi am 100 de grame de fructe uscate, vedeți, nuci, migdale, alune de pădure, alune, puteți spune și fistic, tot ce doriți. Apoi am mai pus 40 de grame de stafide, 40 de grame de prune uscate și 40 de grame de curmale. Și apoi opțional, cine dorește, un pic de scorțișoară, cam o linguriță și un pic de ghimbir. Tot așa în praf. O să le pun. Să tai prunele uscate și curmalele, le tăiem așa bucățele și apoi le punem pe farfurie, cât mai mici. Așa. Și le punem aici pe farfurie, le facem bucățele. Puteți pune și caise uscate, orice fel de fructe uscate aveți acasă. Așa. Sunt delicioși, să le încercați. Astăzi aici la Roma eu vă prepar acești biscuiți de la Roma. Să lăsați în comentarii de unde mă urmăriți. Și la noi aici plouă. Astăzi nu mergem la mare, astăzi facem prăjituri, facem biscuiți. Așa, tăiem bucățile curmalele. Așa. Tăiem bucățile și prunele uscate, imediat. Am intrat mai devreme decât de obicei. Punem deoparte. Tăiem și prunele. Tot așa bucățele, bucățele. Și puteți conserva într-un borcan acoperit cu capac. Iar să știți că se mănâncă foarte repede. Așa. Și tăiem așa bucățele, bucățele. Și punem așa aici. Și acum dau deoparte fundul. Și avem laptele aici în vasul nostru, uleiul, tot timpul să puneți puțin mai mult ulei, că mai rămâne pe pahar și
Când îl puneți, o să aveți mai puțin. Adăugați 2-3 grame mai mult. Așa, am pus. Am să pun și praful de sare în interior, așa aici. Amestec așa puțin. Am să adaug și praful de copt acum. Să face reacție cu laptele. Așa. Și acum adăugăm celelalte ingrediente. Adăugăm făina de orez, fulgii de ovăz. În loc de făină de orez puteți pune și făină de ovăz dacă aveți, sau făină albă. Așa. Amestecăm. Și amestecăm așa bine. Acum voi pune și puțină scorțișoară și puțin ghimbir, tot așa în praf, cam câte o linguriță. Acestea sunt opțional, dacă doriți. Sau puteți adăuga și esență de rom, și vanilie, și coajă de lămâie, tot ce doriți să dați aromă la acești biscuiți. Așa, puțină scorțișoară, puțin ghimbir, tot așa în praf. Puteți pune și proaspăt ghimbirul. Așa. Cam câte o linguriță sau jumătate de linguriță. Gustați, adăugați treptat și gustați. Așa cât e puțin. Și amestecăm. Amestecăm așa bine. Și acum... Mă scuzați? Aceste prafuri. Și acum avem semințele de ien, vedeți? Și eu le-am măcinat înainte în făinuță. Și punem semințe de ien și le punem în praf. Punem semințele de ien. Fructele noastre uscate, nuci, alune, alune de pădure, migdale, fistic, tot ce aveți. Măcinate, vedeți? Le-am așa întregi și apoi le-am măcinat. Și le punem și lăsăm și bucățele mai mari. Așa, dacă vă place, dacă nu le măcinați bine, bine. Și punem totul așa aici. Așa. Apoi adăugăm curmalele, prunele uscate, stafidele. Așa. Și cine dorește mai dulce, poate adăuga și zahăr, 50-60 de zahăr, 70 după gust. Așa. Pilaf cu prune uscate, mi-aduc aminte, bunica mea făcea, era tare bun. Și mămica mai face din când în când. Dar prune uscate cu pilaf, mă duc la bunica, la bunica, cu gândul la bunica mea, Dumnezeu să o ierte. Ce trece timpul. Așa, și acum, vom amesteca cu mâna totul. Apoi facem biluțe și le întindem puțin și le punem în tavă. Amestecăm așa cu mâna totul. Vedeți consistența cum e? Am așa. Și amestecăm bine. Vă arăt imediat după ce amestec cum arată. Așa. În Constanța e soare, aici plouă. Eu iubesc Marea, iubesc Marea, o iubesc enorm.
Cum am timp liber și este frumos, imediat mă duc la mare. Am noroc că aici este aproape de mine, aproape, la 30 de kilometri. Dar este aproape. Așa. Și amestecăm bine, bine, bine. Eu nu pun zahăr că sunt dulci, destul de dulci cu aceste fructe uscate. Dar cine dorește să fie mai dulce biscuitul, poate adăuga și zahăr. Așa. Cred că este de ajuns. Vedeți că a început să se lipească. Așa, cam așa arată consistența. Și acum o să-mi aduc tava și o să dăm forma la biscuiți. Eu am deschis și cuptorul. Așa. Bune de slăbit. Eu sunt în cură de slăbire, să spunem, între ghilimele. Dacă vă uitați la video de anul trecut, pe vremea aceasta, eram rotundă, 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 ca o mingiugă. Am slăbit 10 kg. Și primul pas a fost să elimin masa de seară de la 8 și jumătate, să o aduc în jur de ora 6. Și după ora 6, 6 jumătate, 7 nu mai mănânc, beau doar un ceai, ceaiul meu de dafie. Cine mă cunoaște știe că beau ceaiul de dafin, că eu am probleme la oase, la articulații și să știți că este foarte, foarte, foarte bun. Îl beau în fiecare zi. Așa. Și este gata. Și așa am slăbit 10 kg. Și acum urmează partea cea mai grea, că primele kilograme se duc mai repede după aceea. Așa. Aducem tava. Aici am o tavă tapetată cu hârtie de copt. O așezăm așa aici. Și să dăm forma la biscuiții noștri. Și luăm. Și facem biluțe. Cam așa de mari. Facem biluțe și apoi le întindem așa cu degetul. Nu sunt mici, mai adaug puțin. Așa, cam cât o nucă să fie, vedeți? Cam mărimea unei nuci. Așa. Și tindem așa. Dacă știți ce frumos miroase. Așa. Și le dăm această formă. Să nu fie nici prea groși, dar nici prea subțiri. E bun, e bun, Larisa, că ai slăbit. Mă bucur. Să mâncați de toate, dar să vă uitați și la ce am mâncat eu, la zilele care le-am făcut cu dietă, cu dietă, între ghilimele. Ia uitați, cam așa o să-i facem, vedeți? Așa. Și așezăm așa aici, unul lângă celălalt. Și apoi îi dăm la cuptor 15 minute. Trebuie să mâncați de toate, de toate, de toate. Dar câte puțin, eu am eliminat și pâinea. Mai mănânc câte o feliuță, dar nu prea mult. Așa. Să vă faceți pâinica cu hrișcă și cu semințe, să vedeți ce bună este. Mâncăm sănătos și slăbim. Trebuie să avem grijă. Și v-am mai spus, când mâncați cărniță, să mâncați așa cât podul palmei, nu mai multă. Încet, încet, dăm kilogramele jos. Așa. Vedeți cum se lipesc? Așa. Și facem. Și cu podul palmei aici, în podul palmei, ne întinde. Și cu degețelul așezăm. Ia uitați. Așa. Imediat îi dăm la cuptor să vă arăt și cum arată. Sunt delicioși. Așa. Se face mai micuți. Din ce în ce îi fac mai mari. Așa. Puțin și des. Așa este la Larisa.
Să mâncăm bine, trebuie să ne alimentăm. Corpul are nevoie de, și de proteine, și de carbohidrați. Puțin, câte puțin din fiecare. Și v-am spus, primele kilograme se dau jos, schimbând programul nostru de masă. Și seara nu trebuie să mâncăm. Este greu, dar să știi, Larisa, că eu mănânc și puțin și dulce, mai mănânc și zahăr și câte o înghețată făcută cu zahăr. Nu în fiecare zi, dar când am pofte, eu le mănânc și pâinică, dar câte puțin, trebuie să avem grijă. Nu trebuie să eliminăm totul. Așa. Ia să-i așezăm așa aici. Imediat îi dau la cuptor să vă arăt și cum arată când sunt copți. Așa. Și le dăm așa o formă rotundă. Sunt delicioși, delicioși așa biscuiți. Să lăsați mesaj în comentarii ce rețete ați dori să mai facem în direct. Cum se răcește un pic vremea, începem să facem și cozonac. Să vă arăt cum fac eu cozonac. Eu am peste 16 rețete de cozonaci. Fiecare cozonac are rețeta lui și sunt făcuți și cu doar cu din albușuri și cu gălbenușuri și cu ouă întregi și cu frământare și fără frământare și cu aluat opărit și fără aluat opărit. Că eu îmi place să încerc foarte, foarte, foarte multe rețete și le combin și să încerc să... Așa, și facem aici, vedeți? Puteți face și mai mari, și mai mici, așa, și punem așa aici. Ia să-i pun mai, să dau prima tavă la cuptor și cât îi facem pe ceilalți, ia să mai fac încă unul, să se facă, să vă arăt cum arată. Așa, ia uitați, încet, încet, ia să-i așezăm așa. Vedeți? Așa. Și acum îi dau la cuptor, 15 minute și între timp noi terminăm aici. Să o pun așa în față. Deci ne uităm la ceas, 15 minute. La focul să fie potrivit, să fie nici prea mic, dar nici mare. Să fie focul potrivit. A, Charlotte, o să facem de toate, dar îmi lăsați un mesaj și eu mă pregătesc cu ingredientele și o să facem. Am să fac o listă și o să facem, Larisa. O să facem de toate. Așa, și terminăm aici biscuiții noștri. Încet, încet. Să încerci iaurtul cu alune, cu măcinate în interior și cu fructe uscate, să vezi ce bun este.
Zilele trecute am făcut și laptele de cânepă și laptele de migdale. Se face foarte simplu. Îl puteți face acasă doar cu două ingrediente și cine dorește îl poate și îndulci cu puțină miere sau cu puțin zahăr. Mie îmi place fără și cafeaua eu o beau fără zahăr, îmi pun doar lapte în interior. Așa. Și laptele de migdale și laptele de cânepă, punem semințele seara într-un păhăruț cu apă și a doua zi le mixăm cu un mixer cu apă de 4-5 ori. Acum depinde cât de gros îl doriți laptele să fie. Îl doriți mai gros, puneți mai puțină apă. Îl doriți mai lichid, puneți mai multă. Și îl îndulciți după gust. Nu, eu la cafea nu am renunțat. Nu am renunțat la cafea, o beau doar cu lapte. Și cum ți-am spus, Larisa, eu zahăr mai mănânc din când în când, câte o prăjitură, câte o înghețată când ies. Așa. Nu putem renunța la tot. Așa. Hai, acum urmează perioada cea mai grea. Așa, următoarele kilograme să le dăm jos. Dar încet, încet, reușim. Primele se duc mai repede. Așa. Și schimbând masa de seară cu 2 ore mai devreme, se vede rezultatul bine, foarte bine și foarte repede. Așa, am terminat. Așa, am băgat la cuptor. Ia să dau și deoparte aici. La fiert și apa pentru ceiuțul meu cu dafin. Eu mi-l pregătesc dimineața și în zi îl beau. Și îmi las mereu o cană pentru seară. Încă nu am făcut tortul de șarlotă, dar o să-l facem. O să-l facem. Pe canalul meu de YouTube găsiți peste 800 de rețete. 800 de rețete, cred că am 820 acum, de torturi, checuri, cozonaci, fursecuri, de toate tipurile. Aveți paleuri, caise, nuci. Zilele acestea o să facem și nucușoare. Să știți că sunt bune, rețetele sunt acelea de demult, așa eu le fac mereu. Caisele să le faci sau piersici, cum le spuneți, eu le umplu cu dulceață și cu nuci. Nu cu altceva. Și fagurii, eu înainte, cu ani în urmă, îi umpleam cu rahat dat prin mașină și cu puțin unt. Era un deliciu. Dar puteți umple și cu gănaș de ciocolată fagurii. Sunt buni la fel. Dar cu rahat, un deliciu. Și adăugat și puțină zeamă de lămâie. Cred că sunt cei mai buni faguri pe care eu i-am mâncat. Așa. Găsiți și la piersici. Și să știți că imediat după ce umpleți cu dulceață, cu nucă în interior, imediat se înmoaie. A doua zi sunt moi, moi, moi. Așa, ce mai găsiți? Salate. Salate de vară, 3-4 tipuri. Lasagna, sărmăluțe, la parmigiana, tratamente pentru față, tratamente pentru păr. Eu mi le fac, tot ce fac pentru mine, fac video. Am zis să împărtășesc cu voi toate aceste rețete și să rămână. Așa. Aici pe pagină găsiți foarte, foarte multe
rețete video făcute în direct cu voi sau le găsiți pe canalul meu de YouTube care are același nume, prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Au trecut 10 minute. Așa, eu mi-am pus deja pe foc apa cu într-un ibric, așa, și aici am, ia uitați cât am mai rămas, vedeți? Cum s-a golit. Și câte 3 la jumătate de kilogram de apă, punem 3 frunze de dafin uscate. Așa. Să știți că eu astea care le-am pun și codița. Să vă arăt. Vedeți? Și codița o pun tot așa în... Să știți că este foarte bun dafinul pentru noi. Cine dorește să încerce acest ceiuț. Așa și îl sformăm. Îl sformăm așa bine, bine, bucățele, bucățele și îl punem într-un vas. Ia să pun așa aici. Într-un vas. Așa. Aici avem biscuiții. Și rup. Rup așa bucățele, bucățele, bucățele și pun așa aici. Este foarte, foarte bun pentru dureri. Eu vă spun din pe pielea mea am simțit. Eu am probleme la oase, probleme mari și la încheieturi. Asta e, anii trec, dar mergem înainte și ne lecuim cu cum făcea bunica noastră odată. Așa. Eu am învățat foarte multe de la bunica. Foarte, ea niciodată nu a chemat medicul în casă. Ea s-a lecuit doar cu plante medicinale. Da, este bun, dar nici prea mult nu trebuie băut. Eu nu beau mai mult de jumătate de kilogram. Aici am jumătate și acesta beau o parte la seara și o parte așa când am sete în zi. Sau după ce mănânc, este foarte bun și ca digestiv. Ceaiul de dafin. Așa, mai găsiți pe canalul meu de YouTube săpunuri, rețete la săpun, la săpunul cu dafin, la săpunul cu urzică, săpun cu ulei, săpun cu lămâie, săpun cu lavandă, săpun cu aloe. Sunt toate făcute la rece. A, bei un kilogram. N-am încercat mai mult, dar rău nu cred că face. Așa. Și la creme. V-am lăsat o rețetă. Eu am făcut o cremă pentru corp și față cu infuzie de mușețel. Și este rețeta bază la toate cremele. Puneți orice fel de infuzie doriți. Și să fiți foarte atenți când mixați uleiul cu apa. Să nu se separe. Deci uleiul și apa trebuie să aibă cam aceeași temperatură ca să se unească. Altfel se separă. Și eu folosesc acea cremă peste tot. Mai ales când am început să slăbesc, încep să mă dau peste tot. Și am să fac, încă nu am făcut, un secret pentru corp, un gomaj, așa, pentru tot corpul, cu lapte, făină de porumb, cu miere de albine. Este super, super, super. Tot corpul, vă duceți în baie cu laptele călduț, să nu fie rece, puneți puțină făină, amestecați, nu trebuie să fie nici prea gros, dar nici prea subțire. Și o picătură, o linguriță de miere și apoi faceți peste tot așa, un masaj pe tot corpul și după aceea vă spălați, să vedeți ce piele. Ia să vedem fursecurile. Încă puțin, încă puțin și sunt gata. Este bun, te ajută foarte mult. Acesta este foarte, foarte bun. Eu îl beau pentru digestie și pentru durerile mele de oase și de articulații. Acest ceai este bun, bun. Îl beau în fiecare zi. De când am văzut că îmi face bine și durerile s-au diminuit, îl beau în fiecare zi. Așa.
Bună ziua, bună ziua tuturor și bine ați venit la Camelia în bucătărie. Astăzi am început să facem și avem la cuptor acești biscuiți cu fulgi de ovăz. Se fac foarte ușor și am pus la 100 de grame de fulgi de ovăz, mai spunem o dată ingredientele, am pus 60 de grame de făină de orez, eu am pus astăzi, dar puteți pune și făină de ovăz sau făină normală cine nu are. Apoi am pus 5 grame de praf de copt, un praf de sare, zahăr opțional, eu nu am pus, dar cine dorește poate pune 50, 60, 70 de grame de zahăr, poate gusta la urmă și mai și adăuga după aceea. 55 de ulei, 70 de lapte, am pus semințe de ien făcute făină, le-am măcinat. 20 de grame, cam două linguri, cam așa vin. Apoi am pus fructe uscate, 100 de grame și am pus alune, alune de pădure, nuci, migdale, puteți pune și fistic, tot ce doriți. Și fructe uscate, stafide, am pus 40 de grame, 40 de prune uscate și 40 de curmale. Sunt 120 de grame de fructe uscate. Apoi puteți pune și prune și caise uscate și orice fel de fructe aveți în casă uscate. Și am mai pus un pic de scorțișoară, cam o linguriță și de ghimbir. Așa, acestea sunt opționale. Puteți adăuga și coajă de lămâie și esență de vanilie și esență de rom și esență de migdale puteți adăuga în interior. Or să iasă un deliciu. Așa, ia să vedem și apa dacă fierbe. Eu aici o pun fierbinte, pun căpăcelul și o las în infuzie până când îl iau și până seara. Sau puteți pune direct în ibric frunzele și fierbeți, să spunem, un minut, 30 de secunde, acoperiți și lăsați tot așa șerbeți după o oră. Așa. Mai am și săpunul pe canalul de YouTube și săpunul de dafin făcut și săpunul de salvie. Să vă uitați. Să vă uitați și să știți că sunt bune, bune, bune. Eu le folosesc în fiecare zi. Aceste săpunele sunt bune, bune. Așa. O să facem și săpunul de casă pentru rufe. Mi-aduc aminte cum făcea bunica și mămica. Mămica acum nu mai face. Că au trecut ani, dar eu am crescut cu săpunul făcut de ea, cum aduna și untura și uleiul care rămânea și făcea. Ea îl făcea pe foc. Eu, în schimb, fac toate săpunurile, le fac la rece. La aceste fursecuri nu, că se înmoaie și sunt moi, dar poți face aluatul de pantișpan sau aluat de chec și le pui așa congelate în interior și apoi le dai la cuptor și faci un chec cu caise congelate delicios sau pantișpan. Le pui pe fund și apoi tort peste și dai la cuptor. Așa, ia să vedem apa dacă s-a pierd. Și biscuiții sunt gata. Așa. Și cine dorește biscuiții să fie mai crocanți după ce s-au copt, așa, îi poate lăsa în cuptor, fără foc, să se usuce bine, 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 bine. Cuptorul nu trebuie să fie fierbinte ca să nu se ardă. Așa, lasă 15 minute și după aceea închide cuptorul și îi lasă acolo. Crede că e cuptorul prea fierbinte, lasă cu ușa deschisă. Așa. Aici avem apa care a fiert și o să o pun așa pe ste. Și o punem peste frunzele de dafin și acum acoperim și închid. Și las așa. Sunt ok. Pentru prăjituri sunt bune.
Așa, ia să scoatem și biscuiții. Cred că sunt gata să dau deoparte aceștia. Așa, și să aduc. Aici avem ceiuțul, o să-l dau deoparte. Așa, și să aduc tava cu biscuiții. O să o pun așa aici. Vedeți cum s-au făcut? Ia uitați. Așa, și eu acum, ia să gust. Un deliciu. O să-i pun așa pe o cartulie. Și cum v-am spus, îi puteți lăsa, deci îi faceți pe toți și după aceea îi băgați și îi lăsați să se usuce mai bine, dacă doriți să fie mai crocanți. Așa. Ia să-i pun așa pe toți aici. Vedeți diferența între cei copți și cei... Așa. Și acum, să-i pun și pe ceștia aici. Și dăm la cuptor. Așa. Uitați, biscuiți cu fulgi de ovăz. Mulțumesc, Clarisa, îți mulțumesc. Îi lăsăm să se răcească și după aceea îi servim cu lapte, cu ceai. Așa, biscuiți cu fulgi de ovăz. Un deliciu. Să încercați această rețetă, să vedeți cât sunt de buni. Sunt delicioși. Sper să vă placă. Acum las 15 minute la cuptor. Focul trebuie să fie potrivit. Cine nu are temperatură, lasă la focul potrivit, să nu fie nici prea mic, dar nici prea mare, să fie potrivit el așa, lăsați la micuț. Biscuiți cu fulgi de ovăz și cu fructe uscate, un deliciu. Acum vă las, vă pup, vă doresc multă, multă sănătate, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături, vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Și vă doresc o zi frumoasă în continuare și ne vedem. Ne vedem cu noi rețete mâine. Vă pup, o zi frumoasă și multă, multă sănătate. La revedere, te pup, Larisa. Vă pup pe toți și pe toate. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. O zi bună, Larisa, pupici, pupici tuturor. Să încercați această rețetă. La revedere și multă, multă sănătate. Și să încercați și ceaiul cu foi de dafin. Să știți că este bun pentru digestie, pentru dureri de oase, pentru dureri de articulații. Este un miracol, pot să spun. Eu am simțit pe pielea mea, să-l încercați. Se face simplu, vedeți, 3 frunze cu apă și lăsăm în infuzie. Vă pup și vă mulțumesc, încercați și biscuiții. O zi frumoasă tuturor și vă mulțumesc din suflet. La revedere și multă, multă sănătate vă doresc. Pupici și ne vedem mâine cu alte rețete. Mâine o să facem altceva bun, o altă rețetă bună și delicioasă. Pupici, la revedere, o zi frumoasă și multă, multă sănătate. Pupici!